Trei studente de la Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava au participat la cea de-a doua ediție a Salonului Internațional InventCore, un eveniment de cercetare-inovare, adresat în special tinerilor, care a avut loc în perioada 16-17 decembrie. La finalul jurizării, cele trei studente înrolate în ciclurile de studii de masterat și doctorat au câștigat medalii de aur pentru invențiile prezentate în cadrul salonului. Denisa Tudorei și Olivia Tudorei, coordonate de profesor universitar dr. Inginer Georgiana Gabriela Codina, au fost premiate cu medalia de aur pentru invenția paste de tip pene rigate, fără gluten, pe bază de făinuri de legume și procedeu de obținere a acestora. Iar Ancuța Chetrariu, coordonată de profesor universitar dr. Inginer Adriana Dabija, a obținut medalia de aur pentru invenția paste făinoase scurte, din făină speltă și adaos de făină de borhot de malț și procedeu de obținere a acestora. Invențiile realizate sunt produse inovative din categoria paste făinoase, care au fost obținute în cadrul laboratoarelor de cercetare ale Facultății de Inginerie Alimentară.